am încetat colaborarea cu următorii. Doamna Vașcu Laciu Mădălina, cu doamna Trașca Aurora, cu domnul Liviu Pătrașcu, cu domnul Ionuț Pripiș și cu domnul Bratu Daniel. De asemenea, doamna Enes Înziana, de la autorizarea agenți economici, nu va face parte din echipă. Alți șefi de servicii au fost avertizați, printre ei directorii de la gospodărire comunală, evidența populației și poliția locală Mamaia. Nu stau să fac publice motivele pentru fiecare decizie în parte. Pur și simplu sunt convins că vom construi o echipă puternică, iar cei care au lucrat până în momentul de față pentru municipalitate au primit mulțumirile mele pentru activitatea depusă. Dar, din păcate, așa este în viață, pentru a ajunge la rezultate mai bune, de multe ori, cel care este în fruntea administrației trebuie să ia decizii. Mi se pare un lucru firesc.